Marți, 10 decembrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, în sala de conferință a Bibliotecii Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a avut loc workshopul Realități istorice relevante pentru încălcarea drepturilor omului în România comunistă. Workshopul a fost organizat de profesor universitar Dr. Yong O. Park din cadrul Universității Hankuk din Republica Corea, Conferențiar universitar dr. Daniela Dunca și lector universitar dr. Cătălin Bob de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și s-a bucurat de o bună participare din partea cadrelor didactice, masteranzilor de la Masteratul de Drepturile Omului și studenților de la specializările filozofie, jurnalism și comunicare și relații publice. Cadrele didactice și masteranzii au susținut intervenții și prezentări pe teme legate de fenomenul concentraționar politic comunist românesc și încălcări ale drepturilor omului din România comunistă, suscitând dezbateri în cadrul publicului. Workshopul a fost organizat în cadrul proiectului de cercetare Human Rights in Totalitarian Regime of Romania Critical Perspectives, finanțat de Departamentul de Studii Românești din cadrul Hancock University of Foreign Studies, Republica Coreea.